Activitățile preferate de copii au de cele mai multe ori la bază lucrul manual. Astfel, la grădiniță învață cum să creeze prin joc diverse obiecte. Copiii au construit astfel cuiburi din materiale naturale, le-au creat din tot felul de obiecte și astfel ne propunem să creștem empatia, adică să ne manifestăm grija față de viețuitoare, dar și creativitate. De pentru ce pasăre cuibul ăsta? Pentru păun. Pentru păun? Nu, pentru fafan. Pentru ce pasăre ai făcut cuibul? Pentru berze. Pentru berze, adică exact acel de acolo din imagine? Uhum. Și câte berze o să stea aici la tine în cuib? 100 de berze. Pentru a da frâu liber imaginației, le putem propune copiilor activități care să le stimuleze simțul estetic. Desenul ajută clar la creativitate, ajută la motricitate fină, ne ajută pe noi, adulții, să vedem cum integrează copiii anumite elemente. Singura noastră așteptare e ca ei să se manifeste liber, să fie creativi, să dea frâu imaginației, astfel încât să vedem vocea lor creatoare. Clar, nu există așteptarea de a arăta toate desenele într-un fel. Activitățile în aer liber sunt preferate de toți copiii și sunt recomandate mai ales în această perioadă. Este bine pentru că stau foarte mult în razele soarelui, pentru că au posibilitatea de a identifica mereu lucruri inedite. Noi știm că natura mereu oferă oportunități de învățare.